Și-a dat punem și la clasa 11-a. X pătrat minus 1. Argumentul, da? Da. X pătrat minus 1. Și te rog să vorbești. Păi trebuie să stabilim domeniul de definiție. Adică? Și logaritmul natural... Logaritmul? Știm că este o funcție, logaritmul. Este o funcție, log în general, da? Da. Cu atât mai mult și logaritmul natural. Definită pe R plus, cu valori în el. Deci logaritm. Există logaritm în baza A din B. Hai să ne clarificăm. Dacă și numai dacă A mai mare ca 0, deci A mai mare ca 0, A diferit de 1 și B mai mare ca 0. Deci există logaritm dacă și numai dacă baza mai mare ca 0 diferit de 1 și argumentul mai mare ca 0. Deci argumentul. Și argumentul este ăsta, x pătrat minus 1 în cazul nostru, da? Deci trebuie să punem condiția x pătrat minus 1 să fie mai mare strict decât 0. Da. Strict decât 0. Și cum rezolvăm ecuația asta? Facem egal cu 0. Da. Deci x1, 2. X1, 2 va fi minus 1. Și între rădăcini acolo cred că vine minus, în afară plus. Deci da. X aparține de la minus infinit la minus 1 deschis reunit cu da. 1 plus infinit. Și cam asta este domeniul de funcție. Deci zicem că funcția f e definită pe f e definită pe minus infinit minus 1 reunit cu 1 plus infinit. Și ne apucăm cu valori în el, da? Da. Cu valori în el. Și ne apucăm de lucru. Facem limita la stânga minus 1 și la dreapta 1. Deci asimptota verticală, da? Asimptota verticală. El ies în 1, egal cu limită pentru x de la 1, x mai mic ca 1. La stânga este în 1. La minus 1, da? La minus 1. De asta mă gândeam, dar cu poți arăși pe cuvântul. Din x logaritm natural, din x pătrat minus 1, și face minus 1, ori logaritm natural din 0 pozitiv, cât se poate. Da. N-are exista în logaritmul. Și cât este logaritm natural din 0 pozitiv? Păi, trebuie să ne amintim. Graficul funcției logaritmice este inversa funcției exponențiale. Dacă așa este graficul funcției exponențiale, când a e mai mare ca 1, așa este a la x, da. Deci a la x așa arată, atunci funcția logaritmică este inversa funcției exponențiale. Dacă este inversa funcției exponențiale, iată, asta e prima bisectoare, și trebuie să înțelegi că logaritmul, dacă aș îndoi după prima bisectoare, ce ar trebui tot să suprapună asta peste cealaltă. Și atunci asta aici vine aici. Da. Deci, treci, ăsta e punctul care apare simetric. Simetricul ăsta este aici. Și uite, cam așa este da. Graficul funcției logaritmice
în bază supraunitară. Da? În bază, și logaritmul natural este baza E, care înseamnă mai mult decât ei 2,718. Da? E limita și a numărului E. Și atunci observăm că la dreapta, la dreapta lui 0, obținem logaritmul de 0 pozitiv cu bază suplimentară este minus infinit. Da? Deci o să avem minus 1 ori egal cu minus 1 ori minus infinit. Și minus cu minus la mulțire face plus? Plus infinit. Iată, așa, dacă e infinit, înseamnă că am asimptotă, se comportă dreapta x egal ca minus, cu minus 1, zicem, x egal cu minus 1, este asimptotă verticală, cum? Pentru partea, partea dreaptă a graficului. Wow. Graficul se află în stânga. Da. Da? Este asimptotă verticală pentru partea dreapta a graficului. Da? Pentru partea dreapta a graficului. Asimptotă verticală. La vrei mai scrii, dacă nu... Da. E important că e asimptotă verticală. La dreapta, el de în 1, egal cu limită pentru x din de la 1, x mai mare ca 1, din x logar natural din x pătrat, minus 1, face 1 ori logaritmul de 0 pozitiv. Este acceptat. Și face 1 ori infinit, infinit. Deci tot plus infinit, în concluzie, și x egal cu... Păi, da, nu dădea minus infinit. Minus infinit, da. Foarte bine. Infinit. 1 ori da. Minus. Infinit și face minus infinit. Deci, x egal cu... 1 și aici, așa, toată verticală. Acum să ne ocupăm de... De cine se ocupăm? De asimptota oblică. În cazul în care avem plus infinit și minus infinit în domeniu. Că dacă ar fost un domeniu mărginit, nu. Avem problema asimptotii verticale. Oblice, pardon. Da? Și începem cu asimptota orizontală. Poate merge limita la plus minus infinit, da? Să zicem limită pentru x din de la plus minus infinit, hai să o facem la plus întâi, da. Din x logaritm natural din x pătrat minus 1, face x care face infinit, ori logaritm natural din... Infinit minus 1. Infinit la pătrat face infinit, minus 1 infinit, logaritm din infinit. Uite, logaritm natural din, când x duce la infinit, y-ii se duc și în sus. Uite, la ăsta, y-ul e pe aici. Mergem acolo, y și mai sus. Deci când x-ii se duc la plus infinit, y-ii se duc la plus infinit. Deci voi avea din infinit la infinit. Face infinit. Din infinit nu există asimptotă orizontală spre plus infinit. Deci nu există spre plus infinit. Încercăm la minus infinit. Limite pentru x fiind de la minus infinit din x logaritm natural din x pătrat minus 1 este egal cu minus infinit, ori logaritm din infinit face infinit, face infinit ori minus infinit, minus infinit. Da? Înseamnă că nu există asimptotă orizontală nici spre plus infinit, minus infinit. Că trebuie să fie valori finite. Da. Deci nu am. Așadar, mă ocup acum de asimptotă oblică. Din când am orizontală, mă întreb dacă nu avea oblică. Și vorba de y, egal cu mx plus y. Da, mx plus n, unde m egal cu limită pentru x din de la plus infinit din m de x pe x și egal cu limită pentru x din de la plus infinit din x logaritm natural din x pătrat minus 1. Corect, x pătrat minus 1, totul supra x. X cu x se simplifică. Da. Și atunci logaritm natural din, va fi
infinit. Dacă infinit, trebuia să fie mâșină și valori finite. Da. Da? Mâșină finite. Finite. Deci nu există. Nu există la plus. Și la minus va fi aceeași chestie. Da. Deci nu există nici la plus, nici la minus. Dacă una nu există, nici cealaltă nu se mai pune probleme sau calculăm și deci ne-am oprit. Așadar, în clipa asta putem spune că despre funcția dată mai sus, am aflat două definiții, am făcut asimptotele, verticale, orizontale, tot, da? Da. Deci nu avem nimic de comentat, am epuizat x-ul ăsta. Altă x-ul. Un alt f de x egal cu f de x egal cu x ori e. Deci egal cu x ori x ori e. X înmulțit cu e. E la puterea 1 pe x pătrat minus 1. X pătrat minus 1. Păi aici avem condiția ca x pătrat minus 1 să fie diferit de 0. Atât. Doar x pătrat minus 1 diferit de 0. Altceva nu avem de atunci pus. X aparține lui e fără plus minus 1. Deci f e definită pe iar. F e definită pe iar. Minus mulțimea formată de elementele 1, respectiv minus 1, cu valori în iar. Asta e. Și hai să vedem că facem toate legale. Verticale, da? Da. În punctele de acumulare. Adică... Nu, să facem și la stânga și la dreapta. Nu. Nu? Numai dacă vom fi puși în situația asta. Că noi am scos pe 1 și pe minus 1 și se pare că suntem în situația asta, da? Da. Să vedem imediat. Păi, zicem. Asimptotă verticală, da? Da. Și sigur vom fi puși în situația asta, că ne interesează semnul x pătrat minus 1. Deci da. El este... E vorba de x egal cu minus 1, da? Cercetat. X egal cu minus 1. Și zicem, el este... Minus 1. Da. Dar limită pentru x sunt de la minus 1 cu x mai mic decât minus 1. Din x ori e la 1 pe e la 1 pe x pătrat minus 1. Și face minus 1 ori e la e la 1 pe minus 2. Stai să vezi. Nu, nu. 1 0. 0, dar de care 0? Face semnul x pătrat minus 1. Sigur că da. Face repede semnul x pătrat minus 1. Minus 1 și 1, 0 și 0. Minus 2. Dăm plus P. Minus 0. Face minus în P. Da. Și plus în afară. Și noi avem nevoie mai mic ca 1. Între minus 1 și... Deci facem limita la stânga lui minus 1. Și facem minus 1 ori e la 1 supra 0 de care? 0 pozitiv. Pozitiv, da. Face minus 1 ori e la 1 pe 0 pozitiv plus infinit, da? Da. Face plus infinit și e la infinit este infinit. Minus 1 ori infinit face minus infinit. Deci, la stânga e bine, da? Da. Să vedem la dreapta. La dreapta. La dreapta minus 1. X ori era 1 pe x pătrat minus 1. Era cu minus 1 ori era 1 pe 0 negativ și era cu minus 1 ori era minus infinit. Era minus infinit. Și era cu minus 1 ori 1 pe era infinit. Da. Și era infinit cum este infinit. Infinit. 1 pe infinit va fi 0. Și face minus 1 ori 0, da? Și face? 0. 0. Se mai comportă în partea dreaptă graficul asimptotic? Nu. Nu. Trebuia să dai infinit. Da. Deci spunem, graficul se comportă numai în partea stângă asimptotic. Da. Deci, x egal cu minus 1, asimptotă verticală, stânga. Graficul se comportă în partea stângă asimptotic. În partea dreaptă, e o valoare finită. Să studiem pe x egal cu cine? Cu 1. X egal cu 1.
El stânga în 1, egal cu limită, pentru x din de la 1, x mai mic ca 1, din x e la x pătrat minus 1, și face 1 ori e la 0 la stânga lui 1 va fi 0 negativ. Deci 1 pe 0 e la 0 negativ, corect. Și face 1 ori e la minus infinit. 1 ori 1 pe e la infinit și 1 ori 1 pe e la infinit. E la infinit, 1 pe infinit face 0. 1 ori 0. Deci în partea stângă nu se comportă asimptotic, vedem în partea dreaptă. El de 1, 1. 1 se parte x de la 1, x ori e la 1 pe x pătrat minus 1. Și va fi 1 ori e la 1 pe 0 pozitiv. Da. Și va fi 1 ori e la infinit. E la infinit face infinit. Face infinit, 1 ori infinit și egal cu infinit. Și egal cu infinit. Și atunci este că x egal cu 1, asimptotă verticală la stânga. La? La dreapta. La dreapta, graficul s-a comportat așa, partea mea. Da? Da. Asta le înțelegi tu mai bine când ajungi să faci în grafici. Și acum, asimptotă verticală, am văzut, am clarificat și 1 și minus 1, dar într-o, numai într-o parte se comportă asimptotă. Da. Ne ducem la asimptota orizontală. Deci asimptota orizontală înseamnă limita la plus minus infinit, da? Da. Și limita pentru x fiind de la infinit din... Din... x ori e la 1 pe x pătrat minus 1. Da, din, deci x ori e la 1 pe x pătrat minus 1 egal cu limită pentru x tinde la plus infinit din cine? Din infinit ori e la 1 pe infinit infinit ori e la 0, adică 1. Ori 1 și face infinit. Și fiindcă e infinit, înseamnă că nu există asimptotă. Deci nu există asimptotă orizontală spre minus la plus infinit. Suntem la minus infinit. Pentru că pentru x tinde la minus infinit, din x ori e la 1 pe x minus infinit, face și aici tot minus infinit, că minus infinit ori 1. Da. Face minus infinit ori 1 și nu există asimptotă orizontală nici spre minus infinit. Așadar, ne ocupăm de asimptota oblică. Da? Da. Asimptota oblică înseamnă să facem y egal cu mx plus n. Y egal cu mx plus n, adică din el de x pe x. Pe x și va cu limită este x de la infinit din x ori e la 1 pe x pătrat minus 1 pe x, x cu x se duc x pătrat minus 1 e la 1 pe infinit, 1 pe infinit de 0 e la 0 și 1. 1, da? Da. Și la plus și la minus infinit tot același lucru, da? Da. Deci la poți spune de la altă, plus minus infinit aici. Plus minus infinit. Și face 1. Și atunci ne ocupăm de n. Fiindcă ne-a dat valoare infinită, n. Egal cu minus infinit din f de x minus m x. Și egal cu limită pentru x din de infinit din x ori e la 1 pe x pătrat minus 1. X ori e la 1 pe x pătrat minus 1 minus x egal cu limită x tinde la plus minus infinit din x pe lângă e la 1 pe x pătrat minus 1 minus 1
Și dacă ne ținem la limite, face infinit, ori 1 pe infinit face 0, el la 0 face 1, 1 minus 1, 0. Deci facem el la ceva minus 1 sub acel ceva. Ah, da. Fundamental. Da. Și egal cu limită. Pentru x tind de la plus minus infinit din x pe lângă, e la 1 pe x pătrat minus 1 minus 1 totul supra 1 pe x pătrat minus 1 mulți cu 1 pe x pătrat minus 1. Da. Și asta e fundamentală, face cât face 1, nu? Va fi 1, da. E la ceva minus 1 face ceva dacă ai ceva. Va fi x supra x pătrat minus 1. Deci va face limite pentru limite x. Pentru x din x supra x pe lângă x minus 1. X supra x pătrat minus 1. Da, putem scoate în factor forțat să vedem cât se ridică. X pătrat pe lângă 1 minus 1 pe x pătrat. X-ul pătrat îți duce și vede gradul rămâne în x jos, face ceva pe infinit, face 0. Așadar, am că y egal pe mx plus m, m-ul e 1 și m-ul este 0. Și am asimptota y egal cu mx, m. Adică m 1, 1 ori x, plus n. Nu, 0. Și y egal cu x. Y egal cu x este asimptota oblică de data asta. Asimptota oblică și spre plus și spre minus infinit. Deci prima bisectoare, da? Y egal cu x înseamnă prima bisectoare. Să vedem alta. Mai facem 3 de aici. Așa, unde? Și după la continuitate. Bine. Aici parcă așa ta divin de la sine. Bun. Stăm împreună aici, da? La locul. Asta înseamnă să vin mai des. Antrenamentul, măi, tu știi bine. Știi bine că anul trecut era siguranță destul de mare, ne permiteam chiar de să abordăm și chestiuni de olimpiade, da? Am lăsat mai puțin. E lipsa de antrenament. Asta e imaginea. De fapt, așa e corect. Ei, hai să vedem. Vezi logaritmul, imediat reacționezi. 1 plus 1 pe x trebuie să fie mai mare decât. Adică 1 plus 1 pe x trebuie să fie mai mare strict decât 0. Ceea ce ar însemna că x plus 1, x plus 1 supra x, mai mare ca 0, nu? Tocmai la aceeași numitor. Și acum însemnă unii fracții, numărător pe numitor, facem un tabel. De fapt, x-ul de la minus infinit la plus infinit, e vorba de minus 1 și 0, x egal cu minus 1 și 0, la 0 bară, la minus 1, 0, și dăm un x. Dăm minus 3. Minus 3. Și va fi minus. Minus pe minus face plus. E minus 3, da? Minus pe minus face plus. Aia x plus 1 și 0. Dar eu am mers deodată cu amândouă. Da, așa se face deodată ca să mergi. Da. Eu am făcut tabelul final. Tu spuneai să fac așa. X de la minus infinit la plus infinit să fie luat pe x plus 1 întâi. Da. Trag o linie. Iau pe x, trag o linie. Și până fracția. X plus 1 supra x. Da. X plus 1 se anulează în minus 1 și minus 1 e 0. Stânga minus și până plus. Adică, da, e valoare negativă. Da. Minus 3, cum spuneai. X-ul simplu, 0, 0,
stânga, dacă e din minus valor negativ într-un plus. Și aici punem bară și aici 0. Da, și plus, minus... Minus cu minus plus, minus, minus. Și plus. Da. Eu asta am făcut final. Da. Deci am făcut final, da? Deci plus... Minus... Și trebuia să nu mai mare ca 0 între minus infinit minus 1, reunit cu 0 plus infinit. Deci f e definită pe minus infinit minus 1, reunit cu 0 infinit, nu? Da. 0, tot deschis, plus infinit. Inegalitatea a zis a să fie mai mare, strict. Deci nu într-un rom închis la 0. Da. N-am avut mai mare sau egal. Da? Și acum... Să facem limita la stânga de minus 1 și la dreapta de 0. Deci asimptota verticală. El ies în minus 1. Egal cu limita de x stânga la minus 1 sub x la minus 1 din x minus 1 se numește un cod natural de 1 plus 1 pe x. 1 minus 1, 0. Ori logaritmul natural din 2. 0, ori logaritmul natural din? 2. X-ul e minus 1, nu? A, nu. Logaritmul natural din 0. 0 pozitiv. Da. Logaritmul natural din 0 pozitiv. Și din 0 ori... Logaritmul natural din 0 pozitiv va fi minus infinit. Da, logaritmul natural din 0 pozitiv este minus infinit. Și am văzut-o mai face operații fără sens. Deci nu pot, nu pot răspunde nimic. Ce fac aici? Un artificiu de calcul. Un artificiu de calcul, sigur că da. Mă duc la limită, eu iau de nou. El ies în minus 1, egal cu limită. Pentru x tind de la minus 1, x mai mic decât minus 1, nu? Din x minus 1 logaritmul din x plus 1 pe x. Nu, am ascultat ce ar fi da. X plus 1 totul pe x. X-ul tinde la minus 1 stânga. Mă duc la dintr-o 0. Conform unei proprietăți, x minus 1 ăsta aruncat sub la exponent acolo. Da. Da? Deci egal mai departe cu limită. Pentru x din de la minus 1, x mai mic ca minus 1, din logaritmul natural, din x plus 1 supra x, totul la x minus 1. Dar de ce am zis nu e 0 aici? Mm. Nu e 0, măi, măi Andreea. A, minus 2. Minus 2 trebuia să fie, da? Minus 2. Vezi? De aia nu merge. Minus 2 ori. Ori cât face? Ori minus infinit. 2 ori minus infinit. Și va fi plus infinit. Ori minus infinit. Face plus infinit. Da? Deci este asimptotă la x egal cu minus 1, da? În partea aceea stângă, așa, dreapta din lui x, cum se acolo. Acum să facem dreapta lui 0. Dreapta lui 0. Deci el e în 0, egal cu limită. X mai mare ca 0 din logaritmul natural din x plus 1 tot, nu, no, x minus 1. X minus 1. Ori logaritmul natural din 1 plus 1 pe x. 1 plus 1 pe x. Și face? Minus 1. Deci x-ul la dreapta lui 0. Suntem la dreapta lui 0, dar face minus 1. Ori logaritmul natural din 1 plus 1 pe 0, dacă este la dreapta lui 0. 1 pe 0, 0 e pozitiv. Pozitiv. Deci, vine plus infinit. Da.
face un minus. Că 1 pe 0 poți. Da. Infinit. Infinit acela este plus 1 infinit, logaritm din infinit este infinit. Da. Că am văzut cum arată, da? Și faci minus 1 ori infinit și face minus infinit. Deci în partea asta se comportă bine graficul, adică tot asimptotă și x egal cu 0 asimptotă verticală în partea dreaptă. Și acum să ne ocupăm de asimptota orizontală. Deci asimptotă orizontală înseamnă limită la plus minus infinit, da? Limită pentru x tind de la plus infinit mai întâi din R de x pe x. Nu e f de x, e limitat. Da, da. Din r de x. X minus 1, logaritmul natural din 1 plus 1 pe x. Și face infinit. Infinit. Ori 1 pe infinit face 0, logaritmul natural din 1. Logaritmul din 1 face 0. 0. Și face infinit ori 0. Da. Operați fără sens aici. Trebuie să facem artificiul de calcul. Și n-am decât să fac mișcarea acestor, îl să o spui asta. Și egal cu limită pentru x tind de la din logaritmul natural din 1 plus 1 pe x totul la puterea x minus 1. Și acum să mă gândesc la următoarea chestie. Să fac aici o fundamentală. 1 plus ceva la puterea 1 plus 1 pe la cel ceva de aici. Totul la x, mulțit cu 1 pe x. Deci să organizez numărul e. Da. Deci egal cu... Când acel ceva zis la infinit. Da. Și este x-ul zis la infinit. Limită pentru x tinde la plus infinit din logaritm natural din 1 plus 1 pe x la puterea x ori 1 pe x și mulțit cu x minus 1. Nu? Da. Care era acolo. Da. X minus 1. Și asta, asta până aici este. Și iese x minus 1 pe x în față. Acum scot pe asta de aici, cum în față. Da. Îl dau cu limită pentru x tind de la plus infinit din... Da, așa, x era 1 plus 1 pe x, totul la x, ori 1 pe x, a, x, da. Și x minus 1 pe x o așa, da? Și atunci x minus 1 pe x este în față, ori logaritm din logaritm natural, din 1 plus 1 pe x, la putere x. Și la limită trecând ăsta vin logaritm din e, asta face 1. 1, că gradele sunt egale, îți face factor porțial. Și aici o gândim din e care face 1. Și 1 ori 1 egal cu 1. Da. Și la plus la minus infinit. Da. Deci la plus la minus infinit nu e... Că tot așa vine aici. Da? Da. Totul. Deci la plus la minus infinit, limita fundamentală, am aplicat pe acolo și am găsit că m, că y egal cu 1, asimptotă, orizontală, dar un cap în altul. Și zis spre plus și zis spre minus infinit, da? Da. Și nu mai avem oblică. Deci nu ne mai interesează oblică, că avem orizontală. Am văzut verticală, am văzut oblică, orizontală, oblică nu avem, că am avut pe asta. Alte funcții. Nu te duci. Așa. Aici e altfel. Să se determine parametrii ale A și B, astfel încât funcția dată să admită asimptotele indicate. Așa. Și avem... F de X egal cu... Egal cu... AX plus B. AX plus B. Totul înmulțit cu L la X. Da. Totul supra 1 plus L la X. Totul supra? Totul supra 1 plus L la X. L la X.
Și y egal cu 2x minus 1. Y egal cu 2x minus 1, asimptotă oblică. Asimptotă oblică. Și dacă y egal cu 2x minus 1, m va fi 2, n va fi minus 1. Deci și m, deci înseamnă că m egal cu 2 și m egal cu minus 1. Hai să vedem pe m. M știm că este egal cu limita pentru x la x. Și ar fi egal cu ax plus b, limită pentru x tinde la plus infinit din ax plus b, totul de mulți cu e la x supra e la x plus 1. Și mulți cu x. Am aranjat așa, ax plus b ori e la x supra e la x plus 1. Mai e aceeași chestie, da. Nu? Și la plus infinit scoatem el la x factor forțat. Și x ăla? A x plus b, da? Păi era x plus b. Așa, și mai era și supra x. A, x-ul ăsta am uitat să spun. Totul supra x, da, foarte bine. Și asta face 1. Și aici gradele sunt egale. Egal cu a. Că scoatem pe x factor forțat, zice cu x. Și ia limita. Și care a egal cu a problemă? A egal cu 2. A egal cu 2. Și asta e super. Simplu, pare. Păi da, dar trebuie să interpretăm bine. Iar mă, egal cu limită pentru x timp de la plus minus infinit, că n-are importanță, văd că merge același lucru, din m de x. De x minus mx. Egal cu limită pentru x timp de la plus minus infinit. Din ax plus b. Din ax plus b, da. La x. Ax plus b ori e la x, e la x supra e la x, x plus 1. Dar au e deja găsit. Da. 2x. 2x. 2x plus b în paranteză. Da. Minus mx. Minus, minus 2x. Minus 2x. Și egală mai departe, cu limită. Limită pentru x tinde la plus minus infinit din hai să mulțim acolo. Adică s-a dus și la aceeași viitoare. Deci vine 2x e la x și mulțesc. Plus b ori e la x minus 2x e la x minus 2x. Minus 2x. Totul supra e la x plus 1. Și 2x e la x. Cu 2x e la x. Să termine. Și egal cu limită. Pentru x din de la plus minus infinit. Din b pe lângă b e la x. Da, n-ai ce să... Da, b ori e la x. Minus 2x. Totul supra e la x plus 1. Și egal cu cine crește mai repede? E la x. Da. O scoate pe e la x factor forțat. Și de sus și de jos. Da. Deci va fi egal cu limită pentru x tinde la plus minus infinit din e la x pe lângă b minus 2 supra e la x. 2 supra e la x. Așa. Supra e la x pe lângă 1 plus 1 pe e la x. E la x. Aleas 2 pe n și fac timp la 0. Asta aș costa timp la 0. Aici e 2x. Da. Nu e nimic. Dar crește mai repede e la x față de x. E la x față de x, crește mult mai repede. E 2 și ceva. Da. La x față de x. Și atunci, asta tinde la 0. Deci nu o să... Da. Și egal cu b. Și atunci b-ul va fi egal cu... Care e egal cu minus 1.
spermatogenesis. Deci A egal cu 2 și B egal cu minus 1. Am găsit pe A și pe B. Deci așa, să se determine asimptotele funcțiilor f definite pe D cu valori R în cazul. Deci de acolo de câte două. Funcții date prin două legi, da? Prin două formule. Da. Date pe interval. A, facerea asta pe așa. Definite printr-o... pe intervale disjuncte se cheamă, adică una e pe o zonă și alta pe o zonă, da? Așa că colegii tăi care vrea să vadă lecția în seara asta, nu mai văd. Că n-am avut... nu mers internetul. Așa? Dacă știau de asta, acum, de data asta, le-au jucat o festă. Nu tocmai plăcută internetul meu de asta. Uitați săptămâna trecută de lucrurile mele. Ne-ai fost oare luni, marți, sau fost mers? Am fost luni și am mers. Și mers. O dată să mă dat peste cap și... totul. Deci f de x egal cu acolo. X egal cu acolo. X supra 1 minus x. X supra 1 minus x. Dacă... cu x mai mic egal decât 1. Adică x aparține intervalului. De la minus infinit la 1 x. Minus 1. La minus infinit la minus 1, da? Așa. Și 2x supra x plus 1. Și 2x supra x plus 1. Cu x mai mare decât minus 1. X aparține de la minus 1 deschis la plus infinit, nu așa? Da. Și facem limita la stânga și la dreapta. Deci, în ce la punct? La stânga la minus 1 și la dreapta. E definită, corect. E definită pe el, dar văd că funcția nu. N-avem nicio... sau x egal cu 1 e o problemă. Aici ar fi până în... 1, dar 1 e dincolo. Și aici și minus 1. Tot x plus 1 sau x minus 1 aici? E 1 minus x. X minus 1 minus x, da. Deci n-am avea nicio problemă, că văd că minus 1 tu discuți aici. Și aici, fiindcă e la minus 1 deschis încolo, e foarte bine, e corect definită funcția, nu avem probleme. Deci problema asimptotei, unde o vezi tu? A e verticală? N-ai puncte de acumulare. Deci n-avem punct de acumulare aici. Dacă vrei să faci limita la dreapta lui minus 1, ia să vedem. El de în minus 1 egal cu? Limita pentru x tinde la minus 1 cu x mai mare minus 1 din 2x supra x plus 1. 2x supra x plus 1. Și face? Minus 2 pe 0... 0... minus 1. Deci x-ul e dincolo de minus 1. E mai aproape de 0. Deci rămâne pozitiv. Dacă faci semnul x plus 1, stânga minus, dreapta plus. 0 pozitiv. Și face minus infinit. Minus infinit. Și atunci x. Da, ba da, ba da, ba da, mă contrazic da. Acum. Avem în felul ăsta pentru funcția asta, da? Dar în punctul minus 1 va face minus 1 supra 1 plus 1, 1 pe 2. Deci dacă ar fi problema să studiem concret, în dreapta lui minus 1 face minus infinit. Deci x egal cu minus 1 se comportă ca o asimptotă verticală, da. În partea dreaptă, da? X egal cu minus 1. Da, e bine. Asimptotă verticală, da? Iar cât privește asimptota orizontală, zicem limită pentru x tinde la plus infinit din f de x egal cu limită pentru x tinde la plus infinit, din care e f de x? Am 2x. N-am închelare la mine. Și vină tu să te uiți un pic. Să vă uiți și vezi minute, oare? Ca să rupe fișierul ăsta. 44.
Se termină cu asimptotele și tu ne duci la ce vrei tu la... Da, acolo n-am foarte mult, știți? Adică, 2-3. Da. Da. Atunci, atunci o lăsăm. Dacă 44, poate chiar să umple timpul de oră și așa. Fi și el. Din? Din 2x supra x plus 1. 2x supra x plus 1. Și face? Deci dedus asta despre plus infinit. Da. Să scoate factor forța și face 2. Da. 2 pe 1, 2. Deci avem asimptotă orizontală spre plus infinit. Pe ce nu avem? Pe y egal cu 2. Nu? Da. Să vedem la minus infinit. Limită pentru x tinde la minus infinit din varianta din cea x supra 1 minus x. Da. Scoate tot factor forța și face 1 pe minus 1 minus 1. Deci y egal cu minus 1 este asimptotă orizontală spre minus infinit. Iată că avem... Dacă avem orizontală, nu mai... În loc de oblic. Da. Deci rămânem cu asta. Terminat problema aici. Altceva? Continuitate. Deci la continuitate. Da, f de x egal cu x pătrat plus x. X pătrat plus x. X pătrat plus x, da? Da. Adică, definit pe el cu valoare în el, x 0 egal cu 1. El fi definit de pe el cu valori în el, n-ai nicio problemă. Da. Și continuitatea în x0, x0 egal cu 1. Păi, f continuă în x0, dacă și numai dacă, limită pentru x din de la x0 din f de x, egal chiar valoarea funcției punct, f de x0. Deci o funcție continuă într-un punct, dacă există limită... Adică și limita din x pătrat plus x trebuie să dea un... Trebuie să dea valoare funcției în punct. Da. În ce punct o zici? În x0 egal cu 1. Și atunci facem limită mai întâi pentru x tinde la 1 din f de x, limită de funcție, egal cu limită pentru x tinde la 1 din x pătrat plus x. Face 1 și 1, face 2. Da. Iar f de f de 1 face tot 2. Și cum limita e egal cu valoarea funcției, funcția continuă. Da? Cum? Deci rezultă că f continuă în x0 egal cu 1. De fapt, e continuă în orice domeniu, în orice punct din domeniu. Deci funcțiile elementare sunt continui pe domeniul de definiție. Când ți-ți dă o funcție prin două formule, acolo la trecere e problema. Eu da? Te rog, dă-mi una. F de x. Stați-vă, mai fac un exemplu ăsta. Da. Egal cu 2x plus 1 pe x. F de x egal cu 2x. Plus 1 pe x. Totul pe x. Ia fi definită. Dar e 1 pe x. Plus 1 pe x. Atât. Așa. Și e definită pe el mai puțin elementul 0, da, cu valoare în ea. În punctul x0 egal cu 2. Și facem limita din 2x plus 1. Sigur că da. Și că limita chiar valoarea funcției, că așa o faci. Da. Da? Deci limite în x0 egal cu 2, da, nu? Limit pentru x tinde la 2, la 2 din 2x, 2x plus 1 pe 2 x. 4 plus 1 pe 2. 2 pe 4, 8 plus 1, 9 pe 2. 9 pe 2, care e egal cu valoarea funcției funcției, f de, f da, de 2. Astăzi. Deci limita e egal pe valoarea, să vezi f continuă. X e egal cu 2, da? Și acum am simplificat prin două formule, da? Da. Pe intervale de așa, de jumătate.
f de x egal cu a pătrată. F de x egal cu 1 minus radical din x. 1 minus radical din x. Supra 1 minus x pătrat. Da. Când x mai mare ca 1. Când x mai mare ca 1, adică x aparține de la 1 deschis sau închis? Deschis. De la 1 deschis la plus infinit. Apoi a dacă x egal cu 1. A pentru x egal cu 1. Și sinus de 4x minus 4. Sin de 4x minus 4, în paranteză, da? Da, tot supra 8x pătrat minus 8. 8x pătrat minus 8. Când x aparține intervalului 0,1. X aparține 0,1. 0,1 deschis, închis? Deschis, da. La amândouă. Da. Când în punctul de acumulare x 0 egal cu 1. Ce e adică 0 egal cu 1? Nu, acolo este. Deschis, deschis, 1 e definită tot. Da. Deci, f continuă în x0 egal cu, 1, dacă și numai dacă există limită pentru x din de la 1 din f de x și, egal cu un număr. Da? Există limita asta și egală cu f de x0 și egală cu valoarea funcției în punct. Se există limita și ea numai că se existe. Deci este egală chiar cu valoarea funcției în punct. Da. Și acum se ocupăm de întrebă, să răspund la întrebarea. Poate există limită pentru x timp de la 1 din f de x? Păi da, dar spre, 1 ne apropiem, fie din stânga, fie din dreapta. Și ca să existe, trebuie să, indiferent cum te apropii, și ele să fie egale. Deci ne ocupăm de limita la stânga, limita la dreapta și de egală. Trebuie să fie egale. Că limita asta presupune. Să dea, te apropii de punctul ăla, indiferent cum te apropii. Și din stânga și din dreapta și alternând. Deci de aceea, pentru existența limitei este, echivalent, va studia, oare să existe limita. El ies în, 1, se existe și el de în 1, da. Și, el ies în 1, deci e egal cu el de în 1. Da? Da. Se existe și ele laterale și să fie egale. El de în 1. El de în 1. Așadar, să pornim. Limita la stânga. X mai la stânga mai mică 1, da? Da. Din sinus, asta e pare. Sinus de 4x minus 4, totul supra 8x, 8 pe lângă x pătrat minus 1, da. Și egal mai departe. Deci egal cu limită. Sin de 4 pe lângă x minus 1. Da. Poți să zic așa, da? Sin de 4 pe lângă x minus 1. Totul supra. 4 pe lângă x minus 1. Hai să umblăm la aici. X pătrat minus 1, x minus 1 pe lângă x plus 1. E 8, îl zicem ca 8. 4 ori 2. Da. 4 ori 2 ori x minus 1. Pe lângă x plus 1, ca să mai da. Ce să plățim, dar avem tot ce trebuie. Și 4 pe lângă x minus 1 și cu sinusul cu tot, asta face 1. Da. Și rămâne 2 pe x plus 1. Și x-ul locuim cu 1, 1 și cu 1, 2, 2, 4. Și face 1 pe 4. Nu? Da. Asta a fost limita la stânga la 1. Limita la dreapta lui 1 egal cu limita. Din varianta din dreapta, 1 minus radical din x, supra 1 minus x pătrat, și face limită pentru x tinde la 1, x mai mare ca 1, din, aplicăm conjugata, da. Și sus și jos? Sigur că da. A, ca va să fi
1 minus x, da? 1 minus x, pe lângă 1 plus x îl scriem, îl desfacem. Da. Pe lângă 1 plus radical din x. Nu? Cam asta e corecta. Și 1 minus x, cum se duce cu minus x, și am scăpat din ecaz. Da. Și mă cuiu cu x cu 1 și vine 1 și cu 1, 2. 1 și cu 1, 2. Și faci tot 1 pe 4. E 2 ori 2. Dar sus nu mai aveam și 1 plus x pătrat? Unde? Nu. No. Sus. Păi de ce am făcut? Asta a fost limita, da? Da. Și am mulțit cu conjugata lui 1 minus radical din x, ori 1 plus radical din x. Și 1 minus radical pe 1 plus radical a făcut a la 2 la minus b la 2 și a făcut 1 minus x. Radicalul la pătrat dispare radical și face 1 minus x. Deci, iată, concluzia este că el ies în 1 egal cu el de în 1 și egal cu 1 pe 4 și fiindcă vrem continuitate, f, atunci f de 1 trebuie să facă egal tot cu 1 pe 4. Dar 1 pe 4 este a, pentru că a e definită ca fiind a în 1. Și atunci spunem, discuția este următoare. Discuție. Dacă a egal cu 1 pe 4 rezultă f continuat în x egal cu 1, iar dacă a diferit de 1 pe 4, rezultă f discontinuă în x egal cu 1. Deci când e 1 pe 4 e continuă în x egal cu 1 și când e diferit de 1 pe 4 e discontinuă, da? Da. Cam așa, da? Da. E, tu dau eu una acum să mă țin minte. Deci e funcție f de x. Chiar prin nevoie. Păi egal cu x plus radical din modul din x pătrat minus 1. Da, asta e funcția. F de x egal cu x plus radical din modul din x pătrat minus 1. E, ne încurcă modulul acela. De ce am explicat modulul? Deci zicem ce? X pătrat minus 1 egal cu 0, x egal cu plus minus 1, tabelul de variație a semnului. Și avem x de la minus infinit la plus infinit, minus 1 și plus 1, 0 și 0. E vorba de x pătrat minus 1. Și avem minus plus minus, plus, nu așa vine, că minus, dacă dau și plus în afară. Și atunci, modul din x pătrat, modul din x pătrat minus 1 e egal cu acolat. Rămâne x pătrat minus 1 pentru x pentru și care x aparține de la minus infinit la minus 1. Da. S-a închis. Rămâne cu 1 plus infinit și egal cu minus x pătrat plus 1 pentru x aparține între minus 1 și 1. Adică, mai clar, f de x egal cu acoladă, două exprimări. F de x egal cu acoladă. Iată aici, aducem pe două formuri, nu? X plus radical din x pătrat minus 1, deci rămâne așa, pentru x între minus infinit minus 1 închis, reunit cu 1 plus infinit și egal cu x plus radical din modul din 1 minus x pătrat pentru x care aparține între minus 1 și 1. Să se studieze asimptote și continuitatea acestei funcții. Păi, verticale nu s-ar pune problema, nu? Orizontale, da, merge cu orizontal, limita la plus minus infinit. Deci asimptote orizontal. Limită pentru x din de la plus infinit din f de x, care e varianta? A, din prima. Plus minus, zicem. Din x plus radical din
x pătrat minus 1 egal cu limită pentru x tind de la plus minus infinit din depinde. La plus infinit, da, infinit plus infinit. Dar la minus infinit vine minus infinit plus. Nu se poate lucra deodată. Deci luăm la plus infinit odată și o să luăm și la minus infinit. La plus infinit vine infinit. Infinit plus infinit din f de x asta. Deci egal cu infinit, infinit. Înseamnă că nu există asimptotă orizontală spre plus infinit. Mai trebuie să ne ocupăm cumva de oblică aici, nu? Da. Că dacă nu este așa, merge să ocupăm de oblică. Și acum să ne ocupăm de limită pentru x tinde la minus infinit din x plus radical din x pătrat minus 1 care face la limită minus infinit plus infinit. Ce facem ca să scăpăm din necaz? Conjugata. Deci limită pentru x tinde la minus infinit din x plus radical din x pătrat minus 1 pe lângă. Adică deodată să zic, nu? Da. Să zic x pătrat minus x pătrat plus 1 totul supra x minus radical din x pătrat minus 1. Și face limită. Dar e x minus, nu e x pătrat. Deci, pe x plus, facea la a doua minus b la a doua și-a dispărut radicalul. Și face x pătrat minus x pătrat plus 1, nu? A la a doua minus b la a doua. Asta și costează tot ce și face limită din 1 supra x plus radical din x pătrat minus 1. Și egal cu limite, trebuia să spun. Da. Limită. 1 pe infinit. 1 pe infinit face 0. Deci, iată că la minus infinit am asimptotă orizontală. Din coace să mă ocup de oblică. Deci y egal cu 0, asimptotă orizontală spre, sau asimptota orizontală spre cine? Minus infinit. Aici trebuie să fac și pe m, care este limită pentru x din de la plus infinit, f de x pe x, face la f de x pe x, cât e 6 10? Da. Cred că ne oprim, nu? Facem repede. F de x pe x face x limită pentru x din de la plus infinit, din f de x pe x, adică x plus radical, supra x, trebuie scoat factor forțat și face din x pătrat minus 1 și face... E, va fi radical din 1 pe... 1 plus 1? Da. 2. Da. Deci, este un x, cu x-ul ăsta simplificăm și face 2. Iar el, f de x minus mx și se face și acolo și se găsește. Și continuitatea să punem punctele minus 1, 1, trecerea de acolo. Da. Și ai limita la stânga la dreapta și valoare funcție în punct. Limita la stânga la dreapta, valoare funcție în punct. În rest e continuu. Deci, asta ar fi posibil. Hai să vedem ce am, sinteza orei. Una a fost asimptote. Aici limite, tot felul de limite. Când se asimptote, vreau să spun calculul unor limite, da? Asimptote, calculul unor limite de funcție. De funcție. Am avut aici și tot felul de lucruri, și limite fundamentale, și da? Și a mai fost a doua chestiune, continuitate, da? Deci știu definiția, o funcție continuă într-un punct, dacă este limită laterală, dacă este limita în punct, și ea, limita egal cu valoarea funcției în punct. Da? Asta a fost. Cam asta am avut. Acolo, multe, foarte multe lucruri din urmă. Nu știi la ce te poți opri când faci limite, domenii definiție. Aici au fost mai multe lucruri. Oprim aici. La revedere!
pe mâine seară.